Dragii mei, după cum bine știți, din videourile mele și din postările mele, este foarte important să curățăm nasul copilului. Nasul copilului trebuie să fie curat și dezobstruat ca să respire bine și să nu mai facă otite. Există o varietate de dispozitive medicale cu care putem să curățăm nasul copilului. În ultimul timp am recomandat un dispozitiv Nebianax care îi curăță foarte bine nasul și am făcut o postare anterioară. Dar la acea postare am primit comentarii și întrebări legate de cum se folosește acest dispozitiv, care este un dispozitiv nou. Prin urmare, acest video l-am făcut cu scopul de a vă explica clar instrucțiunile și cum să folosiți acest dispozitiv. Acest kit Nebianax conține fiole cu apă saline și acid hialuronic, care hidratează foarte bine mucoasa nazală și avem nevoie de hidratare, o seringă de 5 ml și un dispozitiv care pulverizează soluția în nară, în nas. Și vom băga o fiolă de această soluție în această seringă, vom trage în seringă și vom atașa seringa la acest dispozitiv prin înfiletare și în momentul în care vrem să administrăm în nas această soluție, această soluție va ieși sub formă de spray. Nu va fi lavaj nazal, nu va fi un jet de apă foarte mare, nu vom pulveriza întreaga seringă în nar, dar în momentul în care vom pulveriza această soluție salină în nas, trebuie să stăm cu capul drept. Băgăm într-o nară, administrăm o parte din soluție, 1 ml, de exemplu, din soluție într-o nară și imediat vom sufla nara, vom administra și în partea cealaltă și imediat vom sufla nara sau vom aspira năsucul bebelușului. Da? Este foarte important să știm treaba aceasta. Și acest dispozitiv nu este lavaj nazal, este pur și simplu o soluție salină cu care vom curăța foarte bine nasul prin pulverizare. Eu vi-l recomand cu mare drag.